Românii sunt printre cei mai sedentari europeni. Astfel, sedentarismul favorizează apariția unor patologii precum bolile cardiovasculare sau diabetul zaharat. Mai mult, inactivitatea fizică este identificată potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, ca fiind al patrulea factor de risc principal pentru mortalitatea globală. România ocupă locul 2 la nivel european în ceea ce privește sedentarismul, lipsa de mișcare fiind responsabilă de apariția bolilor cardiovasculare, diabet zaharat, suferințe neurologice, obezitate sau cancer. Aproape 3 sferturi dintre români petrec cel puțin 2 ore și jumătate pe zi stând jos, în fața calculatorului sau în fața televizorului. Era profesor de sport, acum nu se mai prezintă nici la ore copiii, dar pe la sport să mai facă. Să duc în parcuri, să duc în discoteci, să duc unde să duc și nu mai fac sportul. Sau pe telefoane. Atea crește, asta e. Păi, n-am făcut sport, eu am făcut destul sport. Dar e treaba, vă spun eu care e treaba. N-au făcut sport, au făcut destul. Au muncit în timpurile comuniste la pământuri și la ăștia, dar ăștia de unde trebuie să mai muncească dacă pământul e gol? Cum să mai facă omul sport? Unde să ducă să mai facă sport? Sedentarismul favorizează apariția unor patologii precum bolile cardiovasculare sau diabetul zaharat. Mai mult, inactivitatea fizică este identificată, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, ca fiind al patrulea factor de risc principal pentru mortalitatea globală. Românii sunt aproape cei mai sedentari din Uniunea Europeană, deci aproape nu facem deloc mișcare. Asta și asta e adevărat, nu facem mișcare. Pot să spun, mai mult fac pensionarii, că ies să se miște până în, cel puțin de la bloc până în oraș, cum fac și eu în fiecare zi, dau o tură prin piață, dacă îmi convine, cumpăr ceva, dar ceilalți tineri, deloc. Nu mai spun sportul în școli, care pe timpul și al meu și mai mult mai încoace se mai făcea sport în școli, erau tot felul de cercuri sportive, de secții de sport în școli, cu școli sportive de specialitate, cu concursuri. În fiecare an, eu am fost și atlet și ambalist, dar în fiecare an mă duceam la cel puțin 10 concursuri județene, regionale, ca pe timpul meu, sau alte faze de întrecere. Da, sedentarismul este foarte, mai ales acum de când se și lucrează de acasă. După cât se vede așa în oraș, în timpul zilei foarte puțină lume. România nu stă foarte bine nici din prisma implicării în activități de voluntariat sportive. Doar 2% din respondenții studiului european se implică în astfel de acțiuni. De altfel, doar 2% dintre cei intervievați au spus că sunt membrii unui club sportiv și doar 1% sunt membrii unui club sociocultural.